și bine v-am regăsit la un nou clip de pe acest canal. De data aceasta încep o nouă serie de Euro Truck Simulator 2 roleplay pe cât posibil. Pornesc cu doar 2000 de euro în buzunar, fără camion și fără garaj. Am reușit să mă angajez la o firmă de transport. Am primit și prima cursă cu acest MAN TGX 18330, 330 de cai putere. Trebuie să duc aceste țevi din metal tocmai la Târgu Mureș. Acum sunt la Iași. Sunt plătit cu 7 euro pe kilometru. Ia că am ajuns și la primul semafor. Prietenașii noștri pe stânga. Încerc să merg cât se poate de regulamentar. Sunt la început și n-aș vrea să primesc niște amenzi. Atât. Ce zice limita? 50 pe aici? O respectăm, ce să mai? Amenda e scumpă. O lecuță până ieșim din oraș. Îmi place modelul acesta de MAN. Nu este cel mai dotat, dar e ok. Nu e nici foarte puternic. Mai plecăm și noi de aici dacă e. S-au îngrijit băieții de camion înainte, mi-au făcut plinul, frumos din partea lor. Nu mai trebuie să opresc la vreo benzinărie. Atât. Mult trebuie să mai stau la semafoarele astea. Dar ce să facem? Poate scap și eu de limita asta de 50. Hai de luță. Ce se zgude tirul când trec pe linie? A, cușa e din oraș. Să trec prin sensul ăsta. Dacă mai fac unele greșeli, să nu mă înjurați că nu sunt profesionist. Mai învățăm pe parcurs, dacă e. Încă e ok că n-a venit zăpada. Dar începe să plouă.
Reprezentanță DAF. Ok, am să țin cont de asta. Am trecut un pic limita de viteză. Pe aici e 50. Nu mai scap de ea. Păcat că navigația asta nu mi-arată câți kilometri mai am. Trebuie să intru în meniu să mă uit. O, dar e de bine. Plouă mai zdrav în paci. Gata, mă, limită de 80. Păi da, unde suntem? Acum să vedem cum ne plătește șeful după cursa asta. O să trebuiască să mai fac câteva ca să iau o sumă mai consistentă. E mult de lucru până ajung eu să-mi iau primul camion. Atunci va fi mai profitabil, dar durează ceva. Am prins și verde. Iar limită de 50. Dacă prind o cameră pe aici, m-am dus. Direct amendă de 200-300 de euro îmi iau. Și aia trebuie să o plătesc eu, nu cumpărător, nu angajatorul. Tocmai ce am ieșit din Târgu Frumos. Văd că ar trebui să ajung cam în 6-7 ore. Acum e posibil să am o mică întârziere. Cine știe. Dacă nu prin trafic, mă duc lejer. Oricum foarte confortabil acest camion. Vedem cum se comportă la mai multe ore de condus. Las un pic mai moale prin serpentinele astea. Remorca asta e destul de lungă. Mie să nu agăți pe undeva. Nu e foarte grea. Undeva la vreo 12 tone, cam așa. Iar limita asta.
acum nu mai plouă. E mai frumoasă vremea pe aici, pe la Poiana Largului. Uite, faimoasa stâncă. Se pare că avem o parcare în față, dar n-am nevoie momentan. Încă nu sunt obosit. De-abia ce am început. Am să încerc să respect puțin și limita de ore de condus. Cea de 4 ore, dacă nu mă înșel. Haide, nenea, că totuși e limită de 80. Matale, mergi cu 50. M-aș băga în depășire, dar mie că nu-mi iese. A, e limită de 50, nu. Dacă e vreo cameră, am rupt-o în fericire. Consumul e unul foarte bun la tirul ăsta, mă miră. Încă câteva serpentine. Încet, încet urcăm. Se descurcă Manu. Frumoasă zona asta. Aici cred că este o fermă ceva. O zonă montană. Drumul e destul de bun. Mai avem și zone foarte ciruite. Ce să depășesc?
Acum se duce. Totul e în regulă cu marfa. E bine legată, nu se balansează. Din ce văd aici, ne apropiem de destinație. Tutto bene. Reghin. Ce bine a parcat și ăla. Puțină aglomerație, dar nu contează, mă descurc. La fix am trecut. A, se pare că este o firmă de construcții. Aveau nevoie de ceva fer.